termen până astăzi la ora 12 pentru a depune amendamente. Până la 14 va avea loc centralizarea și gruparea acestora. Temperaturi neobișnuit de mari în această lună. Au fost zile în care am avut până la 20 de grade, iar experții spun că fac parte dintr-un fenomen global. Planeta se încălzește, iar vina le aparține oamenilor care consumă prea multe resurse și produc prea multe gaze cu efect de seră. În alți ani a fost chiar mai cald. În capitală, acum 3 ani, termometrele au arătat aproape 26 de grade în februarie. Am avut zile de vară în mijlocul acestei luni, spun meteorologii. De mâine, temperaturile vor scădea în toată țara. Gripa continuă să facă victime. Numărul deceselor a ajuns la 101. Aseară, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a anunțat că au murit doi bărbați din Prahova, unul de 52 și un altul de 37 de ani. Amândoi aveau și alte probleme medicale și nu fuseseră vaccinați. Cele mai multe decese provocate de gripă săptămâna trecută s-au produs în județul Prahova. Cimpanzeii de la grădina zoologică din Belfast au încercat să evadeze. Ei au folosit o ramură de copac ca să treacă dincolo de gard. Este al doilea incident din ultima perioadă de acest fel. Luna trecută, un pui de panda roșu Amber a fost găsit într-o grădină aflată la un kilometru de zoo după ce și el a reușit să evadeze. Victorie uriașă a României la Fed Cup. Fetele noastre au învins Cehia și s-au calificat în semifinale, unde se vor duela cu Franța. Scorul a fost 3-2. În meciul decisiv, Irina Begu și Monica Niculescu le-au învins pe cele mai bune jucătoare de dublu din circuitul WTA, Barbora Krejčíková și Caterina Siniaková. Simona Halep a bifat și a două victorii cu Siniaková și Plíšková. Întâlnirea cu Franța va avea loc pe 20 și 21 aprilie. Va ploua astăzi în vest, centru și nord, iar la munte vom avea lapoviță și ninsoare. Astăzi vor fi temperaturi de până la 13 grade Celsius, cu o maximă de 11 pentru București. Ești bine cu Pro FM. Rămâi cu Grig și Mădălina. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Hai, Madalina, schimbă-ți repede scaunul. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, astăzi la dimineața Blănuță cu Madalina și Griguță. Yeah! De ce zicem noi asta? Fiindcă băieții sunt ocupați. Coțofană și Țibulcă sunt ocupați. Dar nu știu cu ce sunt ocupați. Mă lipsesc motivat. Nu știu, mie Coțo mi-a dat 100 de euro ca să-i țin locul. Serios? Țibulcă? A dat mai mult? Un pupic? Un pupic? Nu mi-a dat nimic. Aoleu, Țibulcă mi-a dat însă tag într-o postare pe Radu Țibulcă pe Instagram. Mulțumesc, Radu a anunțat că dimineața asta suntem cu voi până la 10 ca de obicei cu iubiței și porumbei. Da, avem am zis-o concurs, bine? Ai zis-o bine. Va trebui să ne alegem așa. Fiecare echipă, va fi greu. Nu știu, iubiței sau porumbei. Trebuie unde să te regăsești? Cum ești alintat? Eu? Cum sunt alintat? Mm-hmm. Nu pot să zic cum sunt alintat. Ce ai? Mă fac de, nu că mă fac de râs, mă. Nu pot să zic, e ceva intim. Cum să mă întreb? Păi și eu te-am alintat adineori cu Griguță. E, lasă, așa-mi zicea tata. Griguță. Lasă, că-mi spui. Tu cum ești alintată chiar? De cine? Bună întrebare. De... Ai vreun animal domestic în casă? Ai ceva... Nu. N-ai nimic, nu? N-ai pe nimeni, e singură. Singură, nu e nimeni pe drum. Dar uite, pentru o vacanță în Milano aș accepta să mi se spună oricum, pentru că acolo poți ajunge alături de iubita ta. Un weekend romantic de Valentine's Day sau vouchere. Dăm vezi, și vouchere. Dacă tu n-ai. Da. Dacă n-ai, n-ai. Dar simt cum te alintă părinții. Medișor, meduța, puiul mami. Și cât erai mică? Păi tot așa. Am rămas mică pentru mine. Măi, fii atentă că am văzut o poză cu tine de când erai mică pe Instagram sau unde ai, în care faci spagatul. Da. Și nu, nu mai pot. Nu mai pot. Asta voiam să te întreb. Astăzi nu știu ce putem multe. Astăzi n-am putut cu semafoarele. Toată dimineața toate semafoarele au fost pe roșu. Nu știu de ce, că n-a fost neapărat aglomerat. Eu vin și în weekend dimineața la radio, știi? Și cum e în weekend? Ok. Da? Adică vin, mai trec pe galben, dar pe roșu niciodată. Și ești doar tu asta. Cu tramvaiele și două, trei tracțiuni. Și așa a fost și în dimineața asta, să știi. Mă, la mine a fost ok, am venit foarte, foarte bine. Am și plecat din timp de acasă, am zis să ajung. Și încă una, să vă amintesc, dacă nu știați, vă zic pentru prima dată. Astăzi sunt niște zile internaționale. Este ziua internațională a curățării calculatorului. Bun. Când ți-ai dat ultima dată așa un refresh? Nu, fii atentă că curățat, gen să-l ștergi. Aaaa,
Deci tu credeai să-mi șterg cookie-urile și site-urile? Asta trebuie să o faci odată pe an. Și că da, zic, astăzi este ziua internațională. Nu, că ne-am să-ți faci curat poze vechi, filmulețe, viruri și nebunii. Nu pot, că dacă-mi trebuie. Corect. Să șantajez pe cineva. Cel mai frumos matinaluț Dimineața Blană, Johnilor. Ring, ring. Vai, să facă și telefonul nostru ring, ring. Pentru că vă așteptăm pe WhatsApp. A făcut? Zic cu WhatsApp-ul, zic ca să... Avem un număr de WhatsApp 077-100-1872. Mesaj scris sau mesaj vocal. Vă stăm aici la dispoziție pentru orice. Acolo ne salutăm noi toată dimineața. Și zic că ring, ring a făcut telefonul dimineață. Dar eu făcusem deja ochi de frică. De frică m-am învârtit în pat toată noaptea, că nu o să mă trezesc atât de devreme. Și până la urmă m-am trezit singur cu fix 10 minute înaintea alarmei. Cam așa se întâmplă și astăzi, că e prima zi de școală. Ți-e dor? Nu. Nu, a fost serios? Serios nu-mi e dor. Uite, adică... mie nu mi-e dor de școala generală, nici de facultate, dar la anii de liceu m-aș întoarce oricând. Măi, mie mi-a plăcut mai mult în facultate. Da, vezi? Și eu m-am distrat în facultate, în liceu era atât de nasol că... Nu se uita nicio fată la mine, se uita la băieții mai mari. Vezi, dacă n-ai fost cu mine în clasă? Am fost 29 de fete și un singur băiat. Au fost 28 și 4 băieți. Și nici măcar colegele de clasă nu se uitau la mine. Păi de ce? În condițiile în care mama era dirigintă. Okay, și măcar de frică să se uite. Pe bune, da. În liceu mama mi-a fost dirigintă. Cum e să ai liceu? Un părinte și super să-ți tare. Chile ai? Da. Serios? Păi dacă era dirigintă mama, cum să nu chiulesc? Ia uite, s-a păi și vezi, terminat asta. Poți să iei partea bună sau partea proastă. Mai mama motivează absența, poți să chiulesc că este dirigintă. Păi odată. Eu vorbesc așa. Așa, gata. Așa. Sau poți să ai frica aia, mamă, nu poți să chiulesc. Ce află de treabă mama era tot. Mama? Serios? Nu, ce asta, de treabă? Fii atent, mai era profesoară la o altă clasă unde aveam un prieten bun, tovarăș, știi? Uh-huh. Și mama preda limba latină. Și mă duceam când știam care oră la clasa prietenului meu. Cioc, 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 bună ziua, doamna Șerban. Era mama, da. Dădeam teză la ziceam, latină, mi se pare imposibil. Doamna Șerban, Răzvan Octavian este chemat la director. Și mama zicea, hai Răzvan, du-te. Ce știa mamă că suntem cool. Prieteni. Da, așa, da. Mai vorbim un pic despre începutul ăsta de școală, vacanță intersemestrială, cred că este. Avem și mesaje de la voi. Am un mesaj de la un copil bogat. De unde știi că e bogat? O să auzi imediat. Dar ne întoarcem. Mesaje de la voi la 077-101-872. Vorbim puțin și despre începutul de școală. Bună dimineața, Grig și... Nu, e dimineața Blănuță. Cum Adelina și... Gricuța. Așa. Cu dimineața Blană înainte, fiilor! Love. Dimineața Blană e pe hype-ul ăla mare, mare, mare. Ce mișto deci, e asta. Foarte frumos, da. A fost vocea lui Nico, dacă nu v-ați prins. De ce avem piese de genul Dangerous? Pentru că s-a legat foarte bine cu acest jingle Dangerous. Și pentru faptul că luna este periculoasă în general pentru sănătatea elevilor. După mini-vacanța asta în care toată lumea a fost la munte în weekendul ăsta, cel puțin la mine pe Facebook, toți copiii de grădiniță, toți bătrânii, toți pensionarii, toți tinerii căsătoriți, toți tinerii despărțiți, toată lumea era la munte. Ori am eu prieteni foarte bogați în listă, dar nu cred că nu s-ar un prieten cu mine. Ori era toată lumea în mini-vacanță. Dar astăzi. Gata. Ne-a, s-a dus distracția. Apropo de munte, și Gașca Pro FM a fost la munte. Avem concursul pentru o vacanță la ski în Austria. Dacă v-ați întâlnit cu colegii noștri pe pârtile din Valea Prahovei și Poiana Brașov, știți ce aveți de făcut cu stickerul ăla. Dar postați pe Facebook hashtag ești bine cu Pro FM și plecați în Austria. Gratis, normal. Păi că e de la Pro FM. Așa. Apropo, am o veste bună, că tu ziceai tu că lunea este dangerous și așa mai departe. Este dangeroasă. Da, vine cu una rece, dar vine și cu una caldă. Elevii care învață în București, începând de astăzi, atenție, doar în București deocamdată, vor circula gratuit cu transportul în comun. Deci gata cu frica de controlor, gata cu, vezi, nu e, vine, nu vine, gata. Dacă-mi iau un ghiozdan în spate și mi iau o față de vidom, trebuie să-mi dau barba jos, nu pot, nu se pune că sunt elev. Barba, mustața. Fii atentă. Apropo de începutul școlii, știi? Da. Am o veste bună. Ia. Yeah. De exemplu, în școli, nu v-am mai sunat clopoțelul, fiindcă știi ce s-a pus în școli? Ringtone.
Suntem în 2019, ce Dumnezeu. Astăzi totul se sărbătorește și ziua internațională a începutului de școală, să fim serioși. Da, deci nu este doar aia cu să-ți cureți calculatorul. Uh-huh. Și ca de fiecare dată, fiindcă astăzi este prima zi de școală, trebuie să zic și pe asta, da? Românii din Noua Zeelandă au sărbătorit prima intrare a noul semestru. Noua Zeelandă? Nu știi că Noua Zeelandă se sărbătorește prima oară Revelionul? Da. Hai că-ți mai zic una. Ia. Fii atentă, în prima zi de școală, știi că se dau teste încă de astăzi, da? Așa. Deci este nașpa când iei un 4 în prima zi de școală. Băi, frate, măcar să iau și eu un 7S plus. Oh, și eu vreau unul. Mi-a stricat absolut deloc. Sau mai sunt mulți elevi care vor să se upgradeze. De exemplu, măi, cum e cu ăștia mici, uite, nici nu te mai înțelegi, știi? Și vor să treacă din clasa 1-a direct... În? La clasa S Max Plus, bă. Știi că am zis că avem un WhatsApp 077. Da, 100... și ziceai ceva de un copil bogat. Apropo Fiată. De S-uri și ea. Deci un mesaj de la un copil bogat care astăzi începe școala, să-l auzim. Tata a fost în vacanță în Cipru în Pafos. Și acum merg la școală. Ați văzut în Pafos. Există Pafos. Da. Baftă la bac, la școală. That's right. Cum noi v-am făcut amândoi în același timp? Deci era chise make-up și noi repede. Mua. Și chiar nu ne-am vorbit. Madalina, ce faci de Valentine's Day? De Valentine's Day voi fi aici la radio. Abia aștept. Pot să fac un comentariu, un coment, să dau un coment cu Valentine's Day? Să dai un coment? Eu cred că Valentine's Day este o sărbătoare păgână. Da. Eu nu cred că este o sărbătoare pentru noi creștinii și cei care iubim cu adevărat. Mm-hmm. Da, tu sărbătorești dragobetele. Nu, aia este pentru băieții zgârciți. Pentru băieții care încă n-au bani. Sau nu, eu zic că este sărbătoare pe gână, știi de ce? Fiindcă se sărbătorește pe 14 în condițiile în care pe 15 se ia salariu. Am înțeles. Pe când dragobetele este sărbătoare cu adevărat românească. 24, bine că mi-ai zis că uitam. 24, ai grijă, reminder. Am, bine, lasă că facem noi rost de bani și de dragobete și de Valentine's Day și de 1 și 8 martie. Dar cât e premiul la România au talent? La România au talent? Cred că 100 de mii de euro, dacă nu mă înșel. 100 de mii de euro? 100 de mii de euro. Ce talent ai? Eu? Da. Fai de mine... Nu știu. Niciun talent. Pe cuvântul meu ăsta... Am un talent, știi ce talent am? Știi când lipești etichete de alea cu lipici mult pe chestii? Așa. Deci de alea de hârtie. Da. De încerci să dezlipești și rămâne lipiciul, rămâne eticheta. Da, și hârtia. De imposibil să... Eu am talentul să dezlipesc toate alea, știi cum? Pe cuvântul meu, tu știi cum dezlipesc etichetele și chestiile care rămân lipite și în general lasă lipici? Cum? Cu foarte bine. Cu racleta? Nu, cu degetele, cu mâna. Asta este un talent de-al meu. Pe cuvânt. E o mică obsesie. Jur. Sau obsesie, mă rog, ăsta e un talent de-al meu. Bun. Ne vedem în etapa următoare cu 4 de nu. Ne vedem acasă. Ai văzut România au talent? Da, chiar. Fii atentă. Hai, noi nu ne-am vorbit acum, dar vreau să facem următoarea chestie, să zicem amândoi deodată. Cine ți-a plăcut la România au talent? Deci la 3-2-1, da? Dar ce zicem, nume? Să-mi amintesc cum o chema. Zicem ceva, cu ce se ocupa sau okay, ce ne vine. Okay. Deci fii atent. 2. Stai, 3, 2, 1 și croitoreasă. Este, nu-mi vine să cred, croitoreasă. Și odată cu noi, cred că și ascultătorii au spus asta. Și încă o dată, fii atentă, 3, 2, 1. Asta. Deci croitoreasa, măi, cum o chema? Ana Maria. Ana Maria Pantaze. Așa, Pantaze, 38 de ani. A venit la România au talent, a urcat pe scenă cu foarte multe emoții. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar e genul de om la care știi, stai și te uiți și nu te aștepți neapărat să fie ceva cu adevărat wow. Mai ales că ai și o prejudecată. Exact. Adică, deci fiți atenți, noi oamenii chiar suntem plini de prejudecăți. Suntem. Serios acum, de exemplu, când cunoști pe cineva și zici, bună ziua, cum te numești? Ana Maria Pantaze. A, ți-e un nume frumos. Și cu ce te ocupi? Croitoreasă. Ești? Uh-huh. 38 de ani. Super. Da. Da, exact. Da, pe bune acum, deci croitoreasa cea, nu cea vitează, croitoreasa cea talentată. Deci foarte a făcut talentată. Un moment femeia asta. Uneori momentele sunt atât de tari la România au talent, încât eu am senzația că sunt regizate.
Dar mă uit pe reacția oamenilor din juriu. Și n-ai cum. Și n-ai nu cum. Sunt. Și a celor din sală care stau efectiv și lăcrimează sau rămân cu gura deschisă. Deci Ana Maria Pantaze, în cazul în care doar ați auzit și ați ratat momentul sau în care l-ați auzit, l-ați văzut și nu l-ați ratat, aș vrea să dăm puțin momentul ăla și să vă zic o chestie în exclusivitate despre România au talent, dacă e pe bune sau nu. Opa. Da, știm de la sursă. Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la România au talent, momentelor, părerea mea. Fii atentă. Ia. Ok. Something told me he was over. Ce zici? When I saw you in love. Cum ar zice Smiley? Băi, ești nebun. Something deep down in my soul said și tu. Aud. Mă vedeți să cânt cu ea, dar eu nu știu să cânt. Nu pot, nu, nu. Ia. Ce zici de asta? Ce ton are, mă. Da, exact. So you see, I love. Mi-aduce cu Amy Winehouse. Ia uite că Linescu ți-e râde. Monster. Asta e. Nu pot să opresc, mai lasă. Mai lasă. Mai lasă ea. Ana Maria Pantaze, croitoreasă, 38 de ani, cea care i-a luat lui Mihai Petre Golden Buzz. Mi s-a părut wow. It's cel mai frumos matinăluț, dimineața blană, Johnilor. Și acum fiți atenți, vreau să vă zic o chestie, poate știați, dar România au talent este pe bune și este pentru oamenii talentați, nu este și cazul HR-ul, sunt aici, Mădălinei. Asta voiam să zic, că Mihai Petre i-a dat Golden Buzz. Mihai Petre, se știe, este cel mai sever dintre jurați, da. Greu îl convingi să-ți dea un da, apoi un Golden Buzz. Și mi-am amintit că în urmă cu 7 ani, cred că era sezonul al doilea, am fost și eu la România au talent. Exact, Mădălina, am participat la România au talent. Am stat multe ore până am intrat pe scenă. Era cam același juriu, mai puțin Florin Călinescu. Erau cei trei, așa. Le-am spus că pot să vorbesc invers. Mihai Petre nu era foarte sigur, m-a pus. Atenție. Să vorbești invers, adică Mădălina vorbește în timp real invers. Dacă tu îi spui ce să zică? Topăs se brob strevnie trau froșu, nățai ca ți-ai inimit. Și nu, nu te-am înjurat. Mă rog. Dar ce a fost asta? Ce ai zis? Pot să vorbesc invers foarte ușor. Ok, deci poate să vorbească invers foarte ușor, deoarece creierul ei este pe dos. Și mai mult decât atât, în exclusivitate pentru prima oară la Pro FM, dacă ai mai auzit-o vorbind invers pe Mădălina Ventilă, n-ai auzit-o niciodată, fiind această croitoreasă vitează și talentată, cântând invers. Da, asta vreau să zic, că Mihai Petre mi-a zis, ești singura concurentă căreia nu am ce să-i reproșez, pentru că n-am înțeles ce ai zis, dar răspunsul meu este nu. Ce om, ce om, Mihai Petre, rușine, rușine. Cu ce vii mai tare în semifinală? Cu nimic. Aș vrea să cânt și eu. Vreau sau să cânt, invers, nu să vorbești. Hai, deci dacă am opt-o pe doamna Ana Maria croitoreasă, care este o Amy Winehouse, pe bune de România. Dar eu nu am voce. Nu contează, haide să vedem ce cântă ceva, ce cânti tu la duș sau... Bun, dar vreau să ghicești piesa. Tu și ascultătorii vreau să ghiciți, deci, refrenul. E o piesă foarte cunoscută. Scurt de tot, la 077 101 872, ne spuneți repede ce piesă cântă invers Mădălina. Și primiți un super pupic, care chiar a participat la România au talent, dar a picat-o Mihai Petre. M-a lăsat cu orice. Da. Ia. Bun. Ma îs certișețe pața, ec aviv, aviv. Ma îs girți raic, iața țaiv, eișeni moiz. Păi sună cunoscut. Na? Hai pe WhatsApp, ce a cântat Mădălina? Repede.
Ascultă dimineața blană, dacă ai swag, pune story, dă-ne tag, scris! Dimineața blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Bună dimineața blană cu Griguță și Ani Lădăm. Dacă nu știai ce zic, înseamnă Mădălina Invers, cea care a participat la România au talent, dar n-a avut... persuasiune. Cum îi zice, măi? Ce n-a, Andrada, bună dimineața. Neața. Când nu convingi pe cineva, ce n-ai? N-ai vrăjeală, harneală și talent. Așa, aia este. Vezi că știi. Așa, că nu eram sigur. Da. Pentru a-l convinge pe Mihai Petre cum că merită să meargă mai departe, a picat-o, nesim, nenoroc, nu pot să-i zic că suntem la radio și poate mă ascultă. Deci, Mădălina a fost la România au talent fiindcă vorbește invers instant. Da. Am zis că mai încerc cântând odată. Da, zi, dă-i. Nu mai cânt, că am cântat. Mai cânt odată, că am rugat oamenii la 077-101-872 să ne ghicească ce cântă Mădălina la duș invers. Dați volumul mai încet. Ia. Așa. Ma îți certi șețe pața, e ca viva viv. Ma îți gir țraic, ia ța țaiv, e ișeni moiz. Zi, Andrada. Cred că știu melodia, dar mai bine îi las pe ascultători. Păi ascultătorii au răspuns. Au răspuns și au răspuns corect. Toți! Deci nu vine să cred. Da. Toți au răspuns că este vorba despre... Da, da. Hai! Ec, a, if, a, if. Bravo, au venit foarte multe mesaje. Chiar nu mă așteptam, sincer, bravo, sunteți foarte tari. Bravo. Excelent, Mădălina, mulțumesc. De la mine Golden Buzz, mergem mai departe. Noi mergem la știrea. Andrada este aici, v-ați prins, bună dimineața. Mădălina și Griguță la dimineața blănuță. Așa, măi. Bună dimineața, Andrada. Bun găsit. Deci... Bun găsit, vacanța s-a terminat, începe semestrul al doilea. Un tânăr disnatin a vrut să spargă un magazin, dar a rămas blocat în raftul cu pufuleți. Grammy-urile s-au dat azi noapte și Dua Lipa a fost premiată la categoria cel mai bun artist nou. Copiii se reîntorc la școală. Astăzi începe semestrul al doilea, iar până la următoarea vacanță mai e mult. Elevii au liber abia pe 20 aprilie pentru Paște. În lunile următoare sunt programate și examenele. Primii care vor fi testați vor fi copiii de clasa a doua, care intră în evaluare pe 7 mai. O săptămână mai târziu le vine rândul celor de a patra. Apoi, la finalul lunii mai, este programată evaluarea pentru clasa a șasea. Examenele adevărate se țin în iunie. Evaluarea națională la care participă absolvenții claselor a 8-a ia startul pe 18. Bacalaureatul e împărțit în două. În iunie sunt probele orale, iar în iulie cele scrise. Elevii din București vor merge gratuit cu transportul în comun de astăzi. Trebuie să învețe la o școală din capitală și să aibă și domiciliu aici. De măsură se vor bucura însă și copiii care locuiesc în Ilfov, anunță primăria. Un tânăr din Slatina a încercat să spargă un magazin, dar pentru că era beat, n-a mai reușit să fugă. Ba mai rău, corpul i-a rămas blocat într-un raft cu pufuleți, iar cu capul a dat într-un geam spart, scrie Digi24. Așa l-au găsit oamenii legii, care au aflat că nu era la prima spargere. Tânărul a fost reținut pentru cercetări. Premiile Grammy au avut loc în această noapte. Cântăreața britanică Dua Lipa a fost premiată la categoria cel mai bun artist nou. Albumul anului a fost desemnat Golden Hour de Kacey Musgraves. De asemenea, Childish Gambino a câștigat premiul pentru cântecul anului cu hitul This is America. Ariana Grande a urcat și ea pe scenă, a fost premiată pentru Sweetener la categoria cel mai bun album pop vocal. Premiu și pentru Drake, piesa God's Plan a fost desemnată cea mai bună melodie rap la premiile Grammy de azi noapte. Universitatea Craiova a învins aseară liderul CFR Cluj cu 2-0. Andrei Cristea a marcat în minutul 14, iar bosniacul Colici a dat gol în minutul 78. Suporterii care au venit la meci n-au fost deloc uminți, i-au fost avertizați de mai multe ori să nu mai folosească laserele. Arbitrul asistent Sebastian Eugen Gheorghe a fost lovit în cap de un obiect aruncat din tribună în repriza a doua. Va ploua astăzi în vest, centru și nord, iar la munte vom avea lapoviță și ninsoare. Astăzi vor fi temperaturi de până la 13 grade, cu o maximă de 11 în capitală. Potrivit ANM, la Brașov sunt minus 4 grade Celsius acum, la Sibiu avem minus 1 grad, la Focșani 0, la Iași 2 grade cu plus, în Arad și Constanța 6, iar în capitală 1. Ești bine cu Pro FM, rămâi cu Grig și Mădălina!
cu Bastille. Îmi place Marshmallow. Și mi-e place piesa asta, da, așa. Nu poți să zici de Marshmallow că îți place de el, fiindcă nu știi cum arată. Ai văzut, are o chestie pe cap. Nu știu. Marshmallow are o... cum să-i zic, mă? Chestie pe cap. Cel mai frumos matinaluț. Dimineața blană, Johnilor. Cu Grigoț. Adică Marshmallow are o chestie pe cap. Cum să zic, măi, are o mască. Nu, are o mască. Zici că e un dop. Zici că e un Marshmallow. Știi cum arată Marshmallow? Da. Alea rotunde așa. Bezele, adică, nu? Așa, o de aia pe cap și cu două X-uri în loc de ochi. Ok. Serios, da, adică curios. Omul e ok, da, hai să trecem mai departe. Stai că am primit un mesaj pe Instagram din aur. Da. E un Luigi Italiano Vero. Hey, no. Scris, ciao bella. Ce să facă, italian? Ciao bella, voglio operare. Măi, deocamdată n-am nevoie. E dico che è meglio che disecare. Perché dopo sono un ragazzo molto nebuno. Te răspund? Da, tu îți dai seama cu italia. Arată bine? N-am stat să mă uit la poze. Bani? N-am stat să mă uit. Așa, din poze, are bani? Se pare că da. Auzi, ia mai bine, e un iaht aici. Da, ia mai bine, ia tu un român călare pe tramvaiul 41. De ce ești așa? Madalina. Da, bine. Nu-i răspunde, uite, ai văzut că e periculos cu italienii. Este, cum îl chema, că îmi scapă italianul care a operat. Mateo. Nici nu mai contează, italianul fals, un medic italian cu 8 clase, valet de mașini. Între timp a ajuns de-asta, cum îi zice, care parca bisturiul cu precizie chirurgicală. Înțelegi, este italianul care le-a lăsat pe multe fete la propriu cu buza umflată. Ce bună e asta. Păi nu, că era chirurg estetician, dar eu zic că la 8 clase să reușești să operezi, să nu se întâmple ceva cu pacientul, ba cât de cât să-ți iasă, să zic, operația. Dacă omul ăsta făcea facultate, era un geniu. Îți dai seama? Jur, da. Jur. Și mai avem dacă, știi cum a râs toată lumea, ia uite-l pe italianul ăsta, avem și noi. A, nu, să nu ne fie frică doar de italieni, nu? Doctorul să Costel. Să ne uităm la noi în grădină. Doctorul Costel. Stai un pic că mi s-a oprit microfonul. Doctorul Costel Sandu. Costel Sandu. Care era din... De unde erai, mă, Costel Sandu? Ah, știam de unde, nu mai contează. Așa. Zidarul dentist din Ilfov, dacă nu mă înșel, audiat de polițiști acum în weekend. Ieri l-a profesat ca medic stomatolog fără să aibă studii. Deci bărbatul care a lucrat ca zidar practică ilegal meseria de stomatolog, cabinetul medical este amenajat la el acasă. Costel Sandu. Și el de unde s-a inspirat? Tot din filme, seriale? De sau? La fosta lui soție. Și că a fost dentist, dar are o problemă de sănătate, nu mai poate profesa, iar sătenii sunt mulțumiți de servicii, chiar dacă el nu apare în evidențele colegiului medicilor dentiști. Mamă. Băi, știi ceva? Eu am văzut tot Dr. House. Și? N-ai învățat nimic? Ba nu, m-aș apuca. Da? M-aș apuca și eu. Măi, știți cum e treaba cu doctorul ăsta, stomatolog al nostru? Și în general cu doctor. Da, uite, despre medicii falși cu 8 clase. Știi, toată lumea se plânge. Așa. Domnule, medic fals cu 8 clase, dar nimeni nu se plânge de sibienii cu brânză adevărată de Sibiu din piețe. Nu crezi că sunt toți cu brânză de Sibiu? Tu nu ești deloc din județul ba, Sibiu? Da. Păi și eu am brânză de Sibiu. Și tu ai, nu? Cumpărată din București, dar e de Sibiu. Ai văzut? Corect. Iar apropo de stomatologul ăsta, pe bune, zidarul stomatolog, toți să te ne zic, domnule, era un stomatolog beton. Mi se pare normal. Și atâta, ce aveți cu bietul om? Mă gândeam la... că par și mulțumiți. Asta mi s-a părut exact. Sătenii par mulțumiți. Iată, mă mai gândeam la o chestie. Ce proceduri medicale ar fi trebuit să facă falsul stomatolog în condițiile, în contextul vieții pe care ducem noi aici în România? Extirpare de pedeapsă cu executare. Da, da. Dar numai că există guvern, pentru asta mulțumim. Pentru OUG, deci nu mai e cazul. Extirpare, nu? De dușmani. Extirpare de dușmani. Fără număr. Corect. Ar trebui, în același stil, ar fi trebuit să facă un implant de bani pe card. Oh, da. Nu? Da, da, vreau. Sau, vreau. Sau operație pe card deschis. Că știi că e cord deschis. Pe card deschis. Da, nu, că e stomatolog. Asta italianul trebuia să o facă. Da, ok, bun. Ce ar mai trebui să facă medicul stomatolog? Să nu pună fațete false, ci sincer. Cum ar fi? Să pună fațete sincere. Sincer. Vai, cât de bună e asta. Sau, în cazul unor băieți, să facă
obturare de tupeu. Mâncați-aș. Dimineața Blana e pe hype-ul ăla mare, mare, mare. Am revenit. Of, mereu am avut frica asta de dentist. Mama mă șantaja când eram mică: dacă te duci și nu plângi și ești cu minte, îți iau ceva bun după. Mereu făcea asta. Ce nasol că acum sunt mare. Și nu mai ține. Am frică și nu mai ține vrăjeala asta. Nu mai are cine să-ți cumpere. Da, trebuie să-mi cumpăr singur, să mă păcălesc singur. Mamă, da. Tu cum faci când te duci la dentist? Plângi? Nu mai plâng, dar... Ai vreo melodie care te reprezintă când te duci la dentist? Da. Oh, da. Stai să-mi amintesc cum era. Zic cum se numește. Că o caut imediat, o dau. Medi Cry. Imediat. Ți-am spus că tata mă alintă cu Medi de la Mădălina. Uite, mi se potrivește. Mădălina plânge când se duce la dentist. Fiți atenți. Deci Medi Cry este piesa pe care tu o cânti în gând. Eu și elevii și licenii care astăzi s-au întors la școală, cred că cu toții o cântăm sau astăzi. Sau care s-au întors la dentist. Ia sau să vedem. Este... Ai și o melodie? De dentist, da. Yeah. Deci fiți atenți, am și o melodie de dentist, da? Când mă duc la dentist, cam care este melodia pe care eu aș asculta-o sau pe care o ascult, fii atentă, da? Mm. Mi se trage de la aia mică. Este următoarea... Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau-bau. 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 Tu, gen, te încurajezi, știi? Da, mă nu încurajez. Nu mi-e frică, dar în același timp. Care, mă, când iese, când scoate dentistul, nu știu, am și senzația că... Și băieții plâng câteodată. Zici, măi, zici că sunt într-un laborator de tortură. Când vezi atâtea scule, atâtea chestii... Uite, există un medic stomatolog, da, la care nu mi-ar fi frică să mă duc. Se numește doctorul Bagrine. Cea mai tare reclamă, fiți atenți. Cel mai tare stomatolog din lume. Nu știu dacă a fost Zidar, dacă eu are o clasă sau nu. Eu m-aș duce la el. Are cea mai clipul m-a convins. Are cea mai tare reclamă. Noi vă dăm audio că e la fel de convingătoare. Ioana Bozga se numește doamna care cântă Hai la doctorul Bagrine, atenție mare. Nu știu, doamne, ce să facă lume. Dor dințul-mi s-o pare ea. Un dentist bun să găsesc lume. Dor să nu mă mai chinuiesc. Păi? Hai, Dalin, și hai, Dalin, hai la doctorul Bagrine. Lucră bine, lucră fin. Atât. Ăsta-i doctorul Bagrine. Îți dai seama, asta este doctorul Bagrine. Păi cum să nu te duci? Câte vizualizări are piesa asta? Încă puține, 65.000. Haideți cu vizualizările. Cu dimineața, blană înainte, fiilor! Să știți că nu-mi dă mie palme. Au! Bad boy! Una scurtă de Valentine's Day, ca să știți bine și să vă duceți pe 16 februarie! La Park Lake Shopping Center avem super concert cu ea, unica! Inegalabila! Căsătorită, măritată și mamă de 2, 3, 4, 5 copii, a zis că vrea să facă cu măruță! Andra! Andra ne cântă la Park Lake pe 16, este într-o seară de sâmbătă. Forță! De la ora 19, intrare liberă, avem și un târg de Valentine's Day acolo. Blană! Abia așteptăm. Da. De sâmbătă, da? Sâmbătă. Sâmbătă pe 16, după salariu, vedeți, ca să puteți să faceți cadouri și din târgul de Valentine's Day din mall, din Park Lake. Așa se face. Partenerul nostru de mult timp și acolo avem super concert Andra, sâmbătă de la ora 7 seara. Intrare liberă, distracție garantată. Știu ce aveți de făcut. Cu iubiței sau fără, ne vedem acolo. Ne întoarcem noi cu una legată de cupluri. Vreți? Da. Vreți? Da. Vreți? Da. De cupluri, da? Break it down. The hits play right here. La dimineața blană e pe hype. Yo. Bine, Nico. Îmi place. Ce-mi place jingle-ul ăsta.
Tare, Nico, să-mi faci și mie unul. Bună dimineața, Blană, dragii Neața, noștri. Într-o formulă inedită astăzi, Blănuță cu Mădălina și Griguță. Este... Ora viitoare ne jucăm cu iubiței și cu porumbeii. Avem pentru voi un voucher în valoare de 600 de lei. Tare. Și un weekend romantic chiar de Valentine's Day la Milano. Asta e cea mai tare combinație. La Milano, weekend romantic, foarte frumos. Da. E cu Valentine's Day, cu iubiței și porumbei. M-a explicat un mare cam cum e cu jocul ăsta. Trebuie să ne jucăm cu niște cuvinte, un fel de activity. Exact, exact, nu? Exact, da. Adică e un cuvânt, fiecare își ia câte un concurent. Da. Da, da? Deci eu unul, tu unul. Și ei trebuie să ghicească un cuvânt din la descrierea, care ne referim noi, exact, din descrierea noastră. De exemplu, microfon. Tu îi zici ascultătorului, vorbești la el la radio. Exact. Și el zice microfon, nu? Exact. Ce tare. Foarte simplu. Abia aștept. Ora care vine, da? Da, 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 da. Bun, da. Deci asta, și atenție, vor suna oamenii care sunt cuplu, adică care sunt combinați sau căsătoriți sau că trebuie să mergi într-un weekend romantic la Milano, nu poți să mergi singur, nu? Sau cu sora sau cu fratele. Sau cu mama și mai sau rău. Da. Fai de mine. O să fie bine, o să ne jucăm în curând. Dar apropo de asta, că ziceam noi de cuplu, sunt care nu ajung așa ușor la stadiul de iubiței sau porumbei. De ce? Pentru că, virgulă, contează foarte mult prima întâlnire. Acolo, acolo se pune baza, știi? Și dacă nu ți iese din prima, slabe șanse. Așa e, da. Prima... Ți s-a întâmplat să ai prime întâlniri și atât, nu? Da, de ce răsucești cuțitul în rană? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Dă-mi un exemplu pentru care nu te-ai mai vedea cu domnișoara a doua oară. Ce ar trebui să facă sau atent, să zică? Sau... Eu mă gândesc așa. Hai să facem un joc, vreți? Ia. Deci, 077-101-872 cu iubiței și porumbei, dar de data asta fără succes. Prima întâlnire, da? Da. Ați avut cu toți întâlniri ratate. Prima întâlnire ratată, a doua, a treia, a cincea, nici nu mai contează, vorbim de prima întâlnire. Când ești la prima întâlnire cu o fată sau cu un băiat. Întrebare. Cum poți să strici o întâlnire, să o strici de tot din remediabil în doar 4 cuvinte? Gen să spună 4 cuvinte și 4 să fie... 4 cuvinte și să strici întâlnirea, adică să o dai cu munci în... Înțelegi? Mai, am pățit-o. Nu știu dacă sunt chiar, stai să mă găsesc. Mi-am uitat portofelul. Am fost la o cină, adică cu mâncare, așa, cu băuturică, o sticlă de vin frumos, a vrut să mă uimească așa din prima, știi? Eu? Și vine nota. Ok. Știi pe Ellen din Doi bărbați și jumătate? Așa. Exact așa. Sunt chiar 4 cuvinte. Mi-am uitat portofelul. Eu mi-am uitat portofelul. Deci a stricat o întâlnire din 4 cuvinte. Bun. Sincer, după ce am lăsat milioane, da. Am săraca. Deci tu chiar ai plătit? Am plătit. Eu plecam, îl lăsam să se descurce. Fii atentă, mai am și eu tot pe genul ăsta. Faceți două bonuri separate, 4 cuvinte. Ai înțeles? E cam pe acolo, dar puțin mai bine. Trebuie să mă mai gândesc. Stai că-ți mai zic. Fii atentă. Sper că tu plătești. Sper că tu plătești. Erai mai frumușel în poză. Sunt mai multe cuvinte, dar să zică cineva asta. Erai mai frumușel în poză, da, sunt 5 cuvinte. Hai că merge. Vă așteptăm pe WhatsApp, mesaj scris sau vocal. Cum să strici o întâlnire din 4 cuvinte? Locuiesc cu mama, știi? O, da. Deci la 077-101-872. Și am 30 și ceva de ani. Am 40 și ceva. Nu zici, am 40 și ceva. Sunt 4 cuvinte, nu zici de ce. 40 și ceva, corect. Că poate iese bine. Ok, deci 077-101-872. Spuneți-mi, cum puteți să stricați o întâlnire în principiu, deci din 4 cuvinte, așa, scurt mai pe am, 2, știi? Mai am un iubit. Get up. Cu dimineața blană înainte, fiilor! Mă, frumos, dragă! Ce mesaje! V-am propus un joc foarte simplu și foarte drăguț, și anume cum să strici o întâlnire în 4 cuvinte. Mai aveam eu... unul. Yeah. Adică mai aveam două chestii. Ți-au tăiat ăștia apa? Fii atent, de la... Sau nu pot să zic pe ăsta că e nasol. Nu pot să zic. N-am cum, nu, că era nasol. Ia uite de pe WhatsApp că avem foarte multe Hai mesaje. Hai pe WhatsApp 077-101-872. Mi-e dor de fostul. Vai, nu sunt foarte fidel. Nu te cred, ba nu sunt foarte fidel. Prefer mai mult aventurile.
Deci din patru cuvinte cum să strici o întâlnire, mai am eu unul. Da. Vin acum, mamă, vin. Momentan, suficient despre tine. Pentru cei care vorbesc prea mult. Mai am așa. Nu știi să săruți. Sau, cum să strici o întâlnire. Vai, nu, am niște mesaje minunate. Deci sunteți foarte tari. 077-101-872. Ești pregătit? Fii atentă. La mine sau la tine? Sau? Sau. Eu am un copil. Și aceeași persoană. Ar fi mișto să vă semnați, ca să spunem și de la cine vin astea. Sunt gravidă cu fostul. Deci așa poți să strici o întâlnire în patru cuvinte. Fii atent. BMW-ul nu e al meu, Andrei. Excelent. Excelent. BMW-ul nu e al meu. Excelent. Nice. Am doi copii acasă. Oameni buni, semnați-vă că sunt prea mișto. Mircea, uite-o pe nevastă mea. Aoleo, mai am unul de la, de la, de la. Nu, nu se semnează, ci că tot cu nevasta. Stai că sună nevastă mea. Mamă, cât de bună. Alin sunt din București, Alin din București era cu am doi copii acasă. Rafa spune: mamă, de cât vorbești, Rafa. Nu înțeleg, Rafa, să mor dacă înțeleg. Așa. A, fii atent. Nu, nu pot să zic asta, nu. Deci îmi vin numai prostii. Mă scuzați că fac pauzele astea, îmi vin numai prostii în cap, da? Cum să strici o întâlnire din patru cuvinte? Vrei banii înainte sau după? Îți dai seama ce nasol e? Ești pregătit? Ia zi. Sunt pește, fă. Dar astea sunt trei cuvinte și e urât. Cum să zici așa? Putea să zic că sunt pește, măi, dragă. Sunt pește, măi, dragă. Sensul zodia pește. Să la zodie, exact, da, și eu corect. Sunt pește. Sorina spune, trăiești pe picior mare? Bun așa asta. Cinci cuvinte, dar sunt bune. Trebuie să te prezint soacrei. Ce mișto, ce mișto este asta și sunt convins că mai aveți multe. Eventual puteți să ne spuneți. Dar știi că eu am pățit-o, am ieșit cu un tip la o prima așa? Întâlnire și l-a sunat mama și gen după 10 minute când i-a răspuns, da mamă, sunt cu Mădălina. Și eram, what? I-a spus mamei din prima cu cine, unde, cum? Păi fiindcă înainte să se vadă cu tine, a cerut voie mamei, dar nu te-ai prins. Asta, pentru că locuiește cu mama. We only play the hits. Cel mai frumos matinaluț. Dimineața blană, Johnilor. Johnilor, bună dimineața. Dar cine e, care e treaba cu Johnilor? Cine e Johnilor? Dorian Popa, asta e vorba lui. Ce faci, John? Hât, Johnule. Și mai are Dorian Popa o vorbă pe care nu o înțeleg. Să moară Jaxana. Să moară Jaxana. Cine n-ai băie Jaxana? Adică eu n-am căutat, hai să dau un search pe Google repede. Jaxana. Jaxana. Nu știu nici Jaxana. Nici Hât, ce înseamnă? Vide John Hât să moară Jaxana, așa este. Da, tare. Și există Jaxana Restaurant. Super, nu cred. Edi Talent, să moară Jaxana 2018. Doamne, nu credeam că există așa ceva. Dar ce aveți cu Jaxana, să moară mă scuzați. Hai să nu mai vorbim urât, hai să vorbim frumos. Hai să trecem peste, sunt foarte fericită pentru că eu, ca și tot românul, am rată la casă pe 30 de ani, că așa e în România, dacă vrei. Înseamnă că o plătești toată viața. Ai bani mai Mădălina, da. Să faci rată la casă pe... pe 30 de ani, mulțumesc. Și câți lei sau câți euro dai? La tine cum e, în lei sau 250 în euro? De euro. 250 de euro, dacă am mult. Păi, e mult? Pe 30 de ani? Păi, era cea mai mică variantă. A, și te-ai luat cea mai mică casă la cea mai mică da, dată. Undeva că 50 ceva de mii de euro apartamentul. Mai, împărți pe 30, ieșim acolo. Și nu împărți tu rata asta cu cineva? Că tu ești singur, așa. E al meu, dragă, sunt femeie independentă. E mișto cu euro, cu 250 de euro pe lună, fiindcă în fiecare lună ai o surpriză. Da, îți este rata cum vrea Euriborul. Da. Sau cum vrea cursul. Păi ci că prețurile astea din România calculate în euro vor fi afișate în lei. Și că avem de câștigat plățile la apartamente, la mașini, la serviciile care sunt calculate și afișate acum în euro, vor fi exprimate în lei. Ministerul de Finanțe a făcut anunțul ăsta. Nu a precizat când se va întâmpla minunea. Mie mi se pare tare asta. Mai ar fi o veste bună, mi se pare tare, să ce? Fie o sumă fixă. De ce? Am pățit-o eu. Mă duc la Orange. Să ceva, nu mai știu să ce, da? Așa. Și mă uitam pe acolo prin, știi că la toți dealerii ăștia de abonamente și de telefoane sunt atârnate accesorii de telefoane, încărcătoare, dragi da, laci, da. Cum îi mai zice, fire, Bluetooth, de toate. Și mă tot uitam.
Și zic, parcă mi-ar trebui, încep să ai nevoie, senzația că îți trebuie ceva. Da, mereu. Și zici, uite, îmi trebuie un încărcător, că n-am decât unul, să mai am unul de backup. Mie nu-mi place să-mi pun de-alea bumpere și eu țin telefonul așa cum e, de-aia e spart și zgriat. Mă uitam, ia uite, mi-ar trebui un fir de încărcat. Ia, ce ieftin este Bluetooth, o cască, știi, Bluetooth, ia uite. Și când încep să mă uit pe acolo, văd fir de încărcat iPhone original, 6 lei. Ei. Eram, wow. Mai văd nu știu ce încărcător de 20 de lei, wow. Nu știu Black ce Friday. Cască Bluetooth, 120 de lei. Zic, wow, mă duc repede, vă rog și eu. Pe bune, m-am dus la casă, că ele sunt încuiate cu niște lăcățele, știi? Dați-mi și mie, aia. Pac, vine femeia, bum, bam, bum, îmi bagă eu să plătesc cu cardul. Când mă uit, 500 de lei. Zic, doamne, ești nebună, cum să fie 500 de lei? Nu vezi, e 5 lei, 10 lei. La care, doamna, că nu v-ați uitat bine. Era de ce? Euro. Sunt în euro. Deci, oameni buni, înțeleg, cu apartamente, cu mașini, cu alea, ok. Le exprim în euro, fiindcă dacă ții un BMW, trebuie să te lauzi la prieteni, am dat nu știu câte mii de euro, da? Dar când iau un cablu, deci de la un de-asta, de așa, să-mi zici, să... erau toate prețurile în euro, eu nu am văzut. Și am zis, 6 lei, doamne, ce tare-i la Orange, deci numai de aici mi-au țeapă. Și ce ai făcut? Bine, țeapă. Eu nu zic că e țeapă compania respectivă. Momentul ăla pentru mine. Ce am făcut? Da, că e moment de la stânjenitor care zici, mă duc să scot niște bani de pe card și mă întorc ca să nu pici prost. Nu, am băgat-o mai făcut pe aia. Forinți primiți? Sau așa. Nu e, am făcut moonwalking, cum făcea Michael, știi? Tum, plecam cu spatele. Pleacă. O mare problemă cu trecutul de la euro la lei. La modul cu prețurile, fiindcă șmecherii vor trebui de acum încolo să posteze pe Facebook rămizi de lei. A, nu mai merge cu euro, nu? Nu mai. Și știi ceva? Lei. Mi-a zis mie mamaia, uite, vezi că euro devine o chestie rară, așa. Dacă nu mai e euro și prețurile de euro. Mi-a zis mie mamaia, măi, maică, toamna, nu mai puneți murături la borcan, puneți euro. Da, bună. A, și uite, știi ce? Nu o să mai fie euro 20-20 în România. Gata. Aoleu, corect! Mai ales că e pe bune! Da. Nu mai sunt bani! Nu mai sunt! Îți mai zic una cu euro, scurtă. Yeah. Chiar dacă se modifică prețurile din euro lei, tot așa cum pot să fie, și noi tot la moneda din Botswana o să ne gândim. Get up. Cu dimineața blană înainte, fiilor! Foarte haios să auzi un bărbat cântând piesa asta. Cum ar fi, nu? Aia, cum ar fi? Da. Cum n-ar fi? Cum era Nicoleta Nucă, nu sunt doar un trofeu. Nu, și erau băieți care cântau piesa. Doar un trofeu pe patul tău. Uite, Greg, că am rămas eu uimită astăzi, văzându-te că îți faci 2-3 cappuccino. Câte ți-ai pus acolo? Eu am o cană foarte mare, noi avem aici un tonomat. Așa îmi place să zic, el este automat de cafea și am o cană mare în care îmi fac 3 cappuccino. 3 cappuccino? Da. Mamă. Ok, fii atent. Se poate și mai mult de atât. Cât? 4? O ceașcă uriașă, care este de 6 ori mai mare decât un cappuccino normal. A ta e de 3 ori, deci dublă decât ai tu, da? Adică tu ai de 3, asta o ceașcă mare. Un litru și jumătate de cappuccino încape în ceașca asta imensă. Așa. În piața Amzei din capitală. Citez ce spun proprietarii. Merge de rupe. Deci stai că nu înțeleg. Se vinde cappuccino la litru? Se vinde cappuccino la un litru și jumătate. Așa. Costă cât crezi? Cât crezi că costă? Cât ai dat tu pe un cappuccino? Nu știu. Cât e? Zi-mi tu. 42 de lei. Nici nu mi se pare așa. Un litru jumate. Stai să mă gândesc că un litru jumătate de lapte este cam 11... Cât e un litru? Alina, zi-mi tu, e lapte. Colega noastră care ne face poze. Cât e un litru jumate de lapte? 9 lei. Un litru jumate, 9 lei plus cafeaua care câștigă vreo 20 de lei oamenii. Cam puțin. E la normal să câștige. Deci un litru jumate de cappuccino se găsește în piața Amzei din București, nu? Da. Și se vinde, adică vine lumea. Merge cumpăr de rupe, tu îți dai ce seama. Ce tare. Deci tu ce ți-au cadou de ziua ta? O cană goală. O cană, nu. Îi facem plinul o dată, după aia. Vai, ce tare. Deci în piața Amzei poți să bei cafea la litru. Nu mă nebunine, Anicu. Știi ce mi-am dat seama? Că eu n-am băut nicio cafea astăzi. Te rog frumos, hai să bem. Tu cum îți bei cafea chiar? Repede. Cu mult lapte, lungă, da. Mult lapte și mult zahăr. Adică lungă, nu mai are gust de cafea, și dar e bun zahăr. Fiți atenți, întrebare scurtă și pentru voi până în știri, până în fix când vine Andrada Fiscutean. La 077-100-1872, tu cum îți bei cafeaua? Ce fel de cafea? Cum? Cu zahăr, fără zahăr, cu zaharină lungă, scurtă, cu lapte, mult lapte, puțin lapte și așa mai departe. Deci,
facem un sondaj. Da. Să vedem. Am întrebat 100 de români. Cum își beau cafeaua dimineața? Deci cum, de la tonomat, făcut acasă, la ibric, deci care e combinația? Și tu mereu beai doar cappuccino sau? Eu beau doar cappuccino. Ah, interesant. Deci doar cappuccino. Cappuccino dulcel. Nu foarte dulce, să fie așa, dulcel, ca mine. Și cafeaua, cafea, uite, eu nu-i înțeleg cafea, pe cafea. Cei, uite cum e mama. Deci nu nes, cafea. Mama, fratele meu, beau cafea fără lapte, fără zahăr, fără nimic, 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 nimic. Nici eu. Mamă, nici eu. Mama bea la fel, un deget de espresso fără zahăr. Buf, zici că e pălincă. Mamă, nici nu, se pare așa, tare, dăm, fără gust. Așa, ca pe pălincă. 077-100-1872. Pe WhatsApp, vă întrebăm repede, ne răspundeți acum, citim după știrile Andradei de la Fix. Voi cum vă beți cafeaua, da? Ce fel? Cu zahăr, fără zahăr, espresso, cappuccino. Deci 077-100-1872. Mergem repede la o piesă și apoi la altă piesă, Andrada, cu știrile. Ora 9 și un minut, avem știri cu Andrada Fiscutean, Nața. Bună mădă, bun găsit tuturor! România are foarte puțin copii cu vârsta până în 4 ani. Circulație îngreunată în dimineața asta la metrou. Simona Halep a declarat că e foarte mândră de echipa de Fed Cup a României. Programul Prima Casă ar putea dispărea. Băncile ar putea refuza să intre în joc din cauza condițiilor suplimentare. E posibil să apară o limită de vârstă, dar și un nivel mai mare al avansului, anunță economica.net. De asemenea, taxa pe lăcomie ar putea face ca acest program să aibă costuri mai mari pentru bănci și să nu mai fie rentabil. Informațiile apar în bugetul de stat pe 2019, care intră astăzi în dezbaterea Parlamentului. Votul final va veni vineri, arată calendarul stabilit în weekend de birourile permanente ale celor două camere. România are foarte puțini copii cu vârsta până în 4 ani. Sunt sub 1 milion. Numărul copiilor mici s-a înjumătățit comparativ cu acum 30 de ani, iar efectele acestei scăderi dramatice se vor propaga în toate grupele de vârstă, spune un raport al Curții de Conturi. În 1990, țara noastră avea 1,8 milioane de copii în segmentul de vârstă 0-4 ani. Circulație îngreunată în dimineața asta la metrou pe magistralele 1 și 3. Călătorii au fost anunțați la difuzoare în mai multe stații că se circulă cu dificultate din motive tehnice. Între timp, aflăm că magistrala 5 de metrou Drumul Taberei Pantelimon se va intersecta cu mai multe magistrale, inclusiv cu cea Colentina-Rahova în zona Moșilor. Până atunci însă, Metrorex trebuie să finalizeze construcția primului tronson din magistrala 5, Drumul Taberei Eroilor. Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vâlcov, afirmă că anul acesta, în toamnă, trebuie să se termine lucrările. Simona Halep a declarat că e foarte mândră de echipa de Fed Cup a României. Fetele au învins deținătoarea trofeului Cehia cu 3-2 și s-au calificat în semifinalele competiției, unde se vor duela cu Franța. Anul acesta dau totul pentru echipa de Fed Cup, a declarat Simona Halep. Ieri, în meciul decisiv, Irina Begu și Monica Niculescu le-au învins pe cele mai bune jucătoare de dublu din circuitul WTA, Barbora Krejčíková și Katerina Siniaková. Simona Halep a bifat și ea două victorii cu Siniaková și Pliskova. Următorul hop, Franța, pe 20 și 21 aprilie. Ploi astăzi în vest, centru și nord și Lapoviță și ninsoare la munte. Astăzi vom avea temperaturi de până la 13 grade, cu o maximă de 11 în capitală. Potrivit ANM, acum la Brașov sunt minus 2 grade, în Pitești și Bacău avem 0, la Cluj-Napoca 3 grade Celsius, la Constanța, Satu Mare și Arad 6, iar în capitală 2. Ești bine cu Pro FM, rămâi cu Grig și Mădălina. Cel mai frumos matinaluț. Dimineața blană, Johnilor. Așa e. Bună dimineața. Dimineața, știi cum e, nu ți s-a trezit vocea. Chiar dacă faci emisiune de două ore. Știi ce făceam în mașină, în drum spre radio? Nu. Vocalize. Știi ce făceam eu la semafor în mașină când veneam spre radio? Ce fac toți? Ce făceai la semafor? Arătam cu un deget la creier. Bună dimineața, v-am întrebat scurt. Înainte de știri de Fix, eu v-am zis cum îmi beau cafeaua dimineața la radio. 3 cappuccino într-o cană mare. Am stabilit că există cafea la litru. Se vinde undeva în zona Pieței Amzei din București. Și ce că merge, adică cană de un litru jumătate, cană 42 de lei. Te mișto, te strângi cu prietenii la un cappuccino. E o cană de aia, bagi un pai și fiecare. Știi că există un ceai așa prin Herăstrău.
La embassy unde n-ai baie? Nu știu. Se dă ceai la vază. A, da? Pe cuvânt, deci cumperi fiecare... Deci cumperi un ceai la vază. Când zic vază, vază, adică vază. O vază mare, exact ca o vază arată. Și ai ceai acolo și cu paie și bezi mai mulți. A, ce tare. Foarte tare. Da, cred că am văzut acum. V-am întrebat cum vă beți cafeaua dimineața, ce fel, cineva cum, de care? Cineva e puternic, la ibric, neagră și fără zahăr. Mamă. Bun, Sorina, espresso fără zahăr, ca mama. Dar mama zici că bea pe linco, o dă peste cap. Guf, șat. Jur. Eu beau doar dimineața Nes cu frișcă. Bună, bună, bună. Tare, mie îmi place. Și Nesul cu cola. Nes cu cola. Tu n-ai băut niciodată Nes cu cola? Așa. Mamă, cât de bun este. Eliza, secretara noastră. Nes cu cola ai băut vreodată? Dă din cap, da, nu. Nu. Da? Voi n-ați auzit de Nes cu cola? Mi se pare prea mult. Ați întus. Mai bagi un Red Bull și... Ce ai, mă, că este foarte tare Nes cu cola. Da, nu știu. Cafea cu lapte și mult zahăr, ca mine, Marius ca mine. Zice, din București. O cafeluță la plită cu lapte de vacă și fără zahăr. Lapte de vacă? Păi de ce mai există lapte? Există de altceva? De pasăre, în Ardeal. Capră. Lapte de pasăre, în Ardeal. Lapte de pasăre. Tu n-ai mâncat lapte, da, de pasăre desert, din Ardeal. E un super desert. Da, hai să nu uităm de lucruri sfinte. Cafea cu rom, lucruri sfinte. Nici pe asta n-am încercat-o. Cu rom. Așa. Ai băut cafea cu rom? Da, e un fel de Irish coffee. Numai că l-ai cu whisky. Ah, de fapt, o, da. Ceva, da, gen, da, 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 da. Acasă jumătate cafea, jumătate lapte și vreo 3 lingurițe de zahăr, alte ori chiar 4. Liz. Neața, băieți, Dani din București ne pupă de la magazin dulce, dar aștept să vină espresorul de la Milei, zice el. Nu este Milei, este Mile. Mile. A, l-a câștigat la Pro FM? Da, a câștigat la Pro FM. Fiți atenți că Mile ăsta este miele, se scrie. Da. Adică lumea știe de miele, știi? Okay. S-a dat la dimineața Blana aici, espresor. Miere. Faza e că ai câștigat un super Laura, premiu. Nes cu ciocolată și frișcă, altcineva bea Nes fără zahăr. Mihai din București o bea cu plăcere. Excelent! Cu plăcere de la noi pentru voi. Vă paște un weekend romantic la Milano. Ecco. Bambino. Ecco. Frumos, deci, la Milano am fost de câteva ori. Vă recomand cu mare drag. Iubiței sau porumbei? Este un concurs, se întâmplă ora asta, așa că stați, fiți foarte atenți, fiindcă o să vă dăm noi startul înscrierilor la un moment dat. Jucăm un fel de, nu e fazan, este un fel de activity, dacă ați jucat. Da, dacă noi vă descriem niște cuvinte foarte ușoare. Cine ghicește cele mai multe cuvinte câștigă și un voucher în valoare de 600 de lei și de asemenea intră în cursa pentru weekendul de la Milan. Exact, baftă multă, lansăm concursul imediat. Bună dimineața! Neața! Și muzică de la Daddy Yankee cu Snow, con calma, la Pro FM. Blano, de la 7 la 10 la Pro FM. Bombonea. Îți mai amintești de Snow Informer? Nu mi-am amintesc. Acum câți ani a fost lansat? Era acum în perioada în care aveam drept animal de casă un dinozaur mic. Știi câți ani? Dimineața Blano înainte fiilor. Aproximativ. Nu știu, zi-mi. 20. Și? 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 Nu știu. 7. Vai de mine, cât tu... Acu 27 de ani. Mamă, deci la 27 de ani ești deja bătrân. Mi-am zice. Mamă, foarte tare. Snow și Informer, dar de fapt într-o altă variantă. Con calma. Certo, certo, signora. A sosit momentul mult așteptat, si, pentru si, porumbei, certo, și pentru iubiței. Avem pentru voi un voucher în valoare de 600 de lei și abiam un voucher de 600 lei. E un weekend a Milano per andare a... Vrei pus, mă, că știu. Mă, tu chiar știi. Da, bineînțeles, pe mama acolo stă. Ah, ce tare. În Italia de o viață, ce ai? Zim ceva frumos. Qualcosa di bello. Sei bellissima, bravissima. Am zis, să-mi zici mie ceva frumos, nu? Ți-am zis, măi, moda, sei moce. Bellissima, așa. E bravissima, la più bella, e la grazie, più inteligente. Pasta con pasta, e pizza, e hai prosciutto. Să nu uităm un lucru. Iubiței sau porumbei pentru weekend la Milano? Da, și pentru un voucher. De 600 de lei. Haideți să ne înscriem, vreți? Da. Dacă ești un cuplu. Da. Da? Neapărat. De exemplu, Andrei și Andrei. Andrei și Andreea, pardon. Sau Andrei și Andrei, da? Și mai ești Costel cu Mariana. Elena. Cu Mariana, așa, da? Trimite un mesaj la 1872, zi tu. Da. Mesaj la 18 SMS, da? La 1872, tarif normal. Numele vostru, de exemplu, da. Grig și Madelina. Este Andrei și Andreea, da? Atât. Numele vostru prin SMS la 1872. Noi Marius și Marian. Care e problema? Așa? Noi
Noi vă sunăm, așa, și începem să ne jucăm cu voi. Cred că majoritatea știți deja despre ce este vorba. Pe cel care a trimis mesajul, da? Și jucăm un fel de activity. Adică noi descriem niște chestii care reprezintă un cuvânt pe care voi trebuie să-l ghiciți. E simplu, rău de tot mesaj. Cine ghicește dintre cei doi mai multe cuvinte câștigă voucherul și de asemenea intră în cursa pentru mine. SMS 1872, tarif normal, trimite numele tău și al ei sau al ei și al tău și al lui. Așa. Da, corect, te alegem și jucăm, iubiței sau porumbei, baftă! Cosma, ești cu iubiței sau porumbei? Vei afla cine câștigă acum la Pro FM bijuterii în valoare de 600 de lei și un weekend romantic la Milano. Bun, eu iau iubiței, tu iei porumbei, da? Bine fie, deci iubiții sau porumbei, v-ați înscris prin SMS la 1872 cu tarif normal în care ați scris numele vostru, adică al tău și al ei, al tău și al lui. Iar noi acum facem un fel de concurs gen activity. Voi trebuie să găsiți niște cuvinte din definiția pe care o dăm noi, da? Hai să începem jocul. Să vedem cine e. Da, bun. Alo? Alo, bună dimineața, Gabriel. Alo? Și Nicoleta. Da, bună. E iubițelul. Bună dimineața. E iubițelul, Gabriel. Eu sunt Gabriel. Și iubita ta, Nicoleta, da? Nu este lângă mine acum. Nu contează, trebuie să fii doar tu ești reprezentantul cuplului. Da. De cât timp sunteți împreună? 9 ani. 9 ani, wow. Dar nu e cam mult? Eu te întreb. Asta e situația. Ok. Îl mai avem pe Marius și Roxana. Bună dimineața. Bună dimineața. Marius, unde e Roxana? Roxana e acasă, doarme cu fetița. Ce drăguț. Câți ani are aia mică? 5 luni face. Doamne, să străiască. Să străiască. 5 luni. 5 luni. Păi și dacă pleci la Milano, cu cine o lași? Cu soacra. Cu soacra! Ce bine să trăiască mama soacră! O, te pupăm, mamă soacră! Marius, să rămâi puțin pe... Ești porumbelul, nu? Da, Marius e porumbelul, Gabi este iubițelul. Întâi mă joc eu cu Gabi și apoi tu cu Marius, da? Deci tu cu Gabi 90 de secunde, da? Da. Și după aia și eu cu Marius tot 90 de secunde. Este prima oară când fac acest concurs, deci să-i dăm drumul. Hai, la cronometru, da? Gabi, știi despre ce este vorba? Ai mai prins concursul? N-am mai prins, dar mă adaptez. Ok, haide. Eu am câteva cuvinte pentru tine. Nu pot să spun cuvântul propriu-zis, dar am să ți-l descriu și tu îmi vei spune la ce mă refer, da? Cât mai multe cuvinte, da? Hai să facem echipă bună, da? Da. Pregătit? Inspiră, expiră? Da, 90 de secunde ai la dispoziție, da? Îi dăm drumul, da? Da. Mădălina cu iubițelul Gabi pentru un weekend la Milano romantic. 2, 3, să nu furi startul. Nu. Gabi, obei vara, obei vara, rece, blondă sau brună, ce e? Bere. Bravo. Bere. După 9 luni de sarcină apare și? Copil. Da. Așa. Mă rog. Copii. Dă-i, lasă, dă-i, e bun. Bine. Este iubita lui Felix Baumgartner. Seamănă cu Michael Jackson. Nu mai este în juriu la România au talent. Următoare întrebare. Bun. Când nu ai chef să faci o baie, faci repede un? Sex. Un duș. Duș. Locul unde mergi să faci mușchi. La sală. Așa. La fitness. Bun. Te relaxezi la bazin, saună, masaj. Mergi la? Spa, piscină. Bun. Omul paianjen în engleză. Spider-Man. Spider-Man. Te speli pe dinți cu ea? Periuță de dinți. O pui la cămașă ca să arăți elegant? Savată. Bun. Platformă cu multe seriale și filme la modă acum. Netflix. Bun. Ce folosesc femeile ca să nu apară ridurile? Fond de ten. Cremă. Cremă. Ce produc albinele? Miere de albin. Miere. Un joc cunoscut cu împușcături? Counter-Strike. Bun. Face parte din guvern? Poți fi și tu dacă vrei. România. Dăncilă. Miere Dăncilă. Funcția? Da. S-a dus, s-a dus. Una, două. Bun, deci ăsta a fost iubițelul tău, Gabriel. Și acum eu trebuie să mă joc cu prietenul meu. Dar sper că mi-ajung cuvintele. Ți-ajung. Da? Da. Bun, stai un pic să mai... Bun, haide, ești alături de mine, Marius, da?
Marius, hai să începem să jucăm. Am și eu un cronometru, 90 de secunde, te descurci de repede. Prima oară când fac genul ăsta de concurs am emoții, sper vrei să meargă mai eu, bine. Vrei să te încurci eu, cum ne-ai încurcat și tu? Mă, eu vă ajutam. Nu ne ajutai. Haide, Marius, îi dăm drumul, da? Ești atent? Da. 2, 3 și... Te duci să-ți cumperi diverse chestii, dar ai nevoie de ele. Când te duci la cumpărături, unde te duci? La aproximativ. Magazin, să zicem. Bun. Următorul... Să ai de capul meu. Tastezi pe ea. Tastezi. Tastatură. Excelent. Bună ziua și bine ați venit la surprize, surprize. Andreea Marin. Este... La ce ne asculți tu acum pe noi? La radio. Excelent. Te doare capul, înseamnă că ai... Migrenă. Excelent. Este autovehicul pe două roți. Scooter. Mai încearcă repede. Încă una. Hai mă, pe două roți. Hai. Motocicletă. Este... Ce-ți bagi între dinți când ai mâncare? Scobitoarea. Excelent. Mulci vaca să iasă. Lapte. Excelent. Zi-mi o chestie. N-ai mașină pe benzină, nu? Ba da. Și dacă n-ai avea pe benzină, pe ce aveau? Pe motorină. Excelent. Iar când cu nu te înțelegi cu iubita, se zice că? Că ce? Nepotrivire. Că te cer. Bravo, excelent. Și ca să o împaci, o duci la munte la o? Cabană. Excelent. Și ca să arăți că ai mușchi, faci cu un alt băiat, sportul ăla cu mâna. Gandenberg. Este! Ia. Yeah. Aoleu, ce emoții am avut, Mariuse. Hai să numărăm. Deci eu la Mariusica am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 răspunsuri corecte, e adevărat? Și eu am tot 12. Nu le-am numărat. Nu te cred, tu ai tot 12. Da. Ce facem în situația asta? Shit. Cum zice de 11 metri. Vai de capul meu, stai puțin. Ce facem? Repede, ce facem? Zic să le mai dăm 3 cuvinte în 10 secunde? Deci trebuie să continuăm, hai să continuăm, da? Zice Adriana, dă din mâini, nu înțeleg. Deci zi Adriana, cred. Repede, vino, spune-ți. Ha? Stai că suntem la prima ediție cu... Mai jucăm o dată. Haide încă o dată, firar să fie, dar nu mai am cuvinte. Hai să mai jucăm o dată. Doamne, încă o dată, haideți. Bun, haide, începe tu, Mădălina. Stai să pun cuvintele pe care nu le-am așa, mai am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuvinte. Hai că și eu mai am. Hai să dăm drumul din nou. Deci este Mădălina cu iubițelul. Nu mai punem un minut jumate. Ia și tu 30 de secunde. 60, da? 60 de secunde pentru că avem mai puține cuvinte. 60 sau 30? Hai 30. Hai 30 să fie mai strânsă, da? Da? Fieți atenți, 30 de secunde. Începem cu iubițelul Mădălina, cu iubițelul Gabriel. 2, 3, ești gata? Da. Ești gata, Mădălina? Da. Haide. Și 30 de secunde. Te apără de ploaie și soare. Te apără de ploaie și de soare. Umbrelă. Bun. Umbrelă și pelerină. Tun de bărbații. Mașină de tuns barba. Frizer. Cine? Frizer. Corect. Frizer. Așa. În filmul Fifty Shades, Anastasia este dusă la cină cu ce? Cu limuzina. Cu ce mijloc de transport? Cu elicopterul. Bun. Așa. Cu ce te trezește românul sâmbătă dimineața, dar nu e vor mașină? Cu alarma la ceas. Nu? Ce era? Aspiratorul, să fie. Trei cuvinte, da? Da. Bun, haideți că mergem la fratele meu. Marius, că ești pregătit? Da. 30 de secunde. Haideți, 1, 2, 3 și... stai un pic, că nu merge... Mai stați așa, că nu merge fondul ăla. O secundă, da? Gata, hai, 30 de secunde. Ești atent, da? Da. Dimineața este... Cum e matinalul ăsta? Dimineața? Mariusică! La Pro FM. Da! Fier ar să fie! Dacă nu mănânci carne, înseamnă că ești? Vegan. Aproape, mai zi una. Vegetarian. Bravo! Și când ai mașină cu cutie de viteze care nu e automată, ce apeși? Ambreiajul. Și cine este pe teren pe lângă jucătorii de fotbal la un meci? Repede! Arbitru. Și ia zi-mi, cu ce te uiți la distanță? Nu este, mă, gata, s-au dus. Nu se poate, iar este egalită. Binoclu.
Câte a avut? Da, cu binoclu era. Da, cu binoclu era. Câte a avut Adriana? Spuneți-mi repede. Patru a avut el. Una, două, trei, patru. Mariusică, și Gabi Porumbelu. Trei. Mama, a fost la limite, limite, limite. Porumbelu. Da. Fă ca Porumbelu, te rog. nu pot. Gabi, îmi pare tare rău. Am dus lupta împreună. Am fost cât pe ce diferență de un cuvânt, de o secundă, putem spune. Asta e. Lasă, Gabi, că poți și data viitoare, Mariusică. Baftă multă pentru vacanța la Milano. 600 de lei pentru tine, iubițelul și iubițica. Și pentru Bebelina. Hai să luăm noi o pauză. Pentru Bebelina, în primul rând. Bebelina. Pentru aia mică. Clar, să iei ceva frumos să trăiască, să o lași cu soacra, să dea Dumnezeu. Mulțumesc. Să pleci la Milano. În doi, că știu cum e când e atât de mic. Ai nevoie de timp și pentru tine și pentru ea. Aveți noi nevoie de puțin timp, Mădălina? Da. Hai, hai, ne întoarcem, iubiței sau porumbeie, yeah! Ne auzim și mâine la o altă luptă ca de Valentine's Day între iubiței și porumbei, numai la Pro FM. Felstein cu Weekend. The Weekend. Tu ai înțeles? Gesa Felstein. Cum se pronunță? Gesa Felstein. Gesa Felstein. Firar să fie. E o mare problemă cu artiștii din ultima vreme. Avem un playlist numai de astea de unde le poți pronunța. Deci foarte curios. Și hai să-ți dau niște exemple. Lucas Graham e ok. Pâine de Graham. Mai e K-Z-E-K-O și eu ziceam Tseco. A, da. Dar e Geco. Mai este Bebe Rexha ăla. Rexha. Cum se pronunță? Rexha. Bebe Rexha. Rexha. Sau Bibi Rexha, dar Bebe. Băi, nu puteau să zică și ei. Costel... Știu când a apărut la tarde... Fuduloaie. Ia, mai poți să zici că te chinuiai pe vremuri. La tarde s-a puesto triste. La tarde s-a puesto triste, si, certo. Eu asta am zis-o tot timpul bine, altcineva nu zicea bine. Și Over the Rainbow e cântată de... Israel Kamaki, cum îl cheamă pe ăla? Nu mai știu. Deci este Kama ceva. Over the Rainbow este Israel Kevi Vole, Kama. Dar ia mă caută un pic. Mai firar el să fie de treabă. Stai un pic, Kama. Noi voiam să spunem ceva, dar zicem acum Israel. E exercițiu de dicție. Fiți atenți. Deci Over the Rainbow se numește, e cântată de Israel Kamaka Wawawiwale. Mi-i scris să nu pot să citesc. Deci, mai lasă-mă o dată și gata, da? E mai ușor să vorbesc invers. Deci, Israel Kamaka Wawiwale. E bine? Hai să revenim. Hai să revenim. Bine să că n-ai piesa în playlist ora asta. Am scăpat. Ne zicea Andrada la știri și am rămas cu gândul acolo. Despre băiatul ăsta de 23 de ani care 23. A băut el așa un pic mai mult. Da. Cred că era foame sau ceva, pentru că a spart magazinul ăsta și a căzut și a rămas blocat în rafturi cu pufuleți. La Slatina, nu? La Slatina. Am văzut și o știre, am văzut și imagine cum băiatul era blocat cu capul într-un deci geam și blocat într-un raft de pufuleți. Deci nu a mai reușit să iasă. Dumnezeule, dar cum a încercat el să iasă prin raft când putea să iasă prin geam? Spărgea naibii geamul și ieșea. Nu el a încercat printr-un raft să spargă geamul și să iasă pe acolo. A fost ceva. Am văzut la știri. Tu dai seama că ăștia au fost pufuleți cu surpriză pentru polițiști? Corect. Dita mai surpriză. Exact. Ce avem noi aici? A picat ca mămăliga. Să știi că a picat ca mămăliga, fraierul. Uleți. Oh, Doamne. Ah, stai că mi-a mai venit una. Ia zi. Bine că n-a furat ciocolata. Se mai făcea și de cacao. Așa e. Și gata, inspirația. Și zic eu una apropo de pufuleți cu surprize. Ia. După succesul înregistrat de pufuleții cu surprize, producătorii s-au gândit să lanseze pungile de pufuleți cu certitudine. Cel mai frumos matinăluț, dimineața blană, Johnilor! Ce s-a dus? Că nu s-a dus, de-abia a început. S-a dus. Cum se ducă, Mădălina? De-abia a început, este ora 10 fără 5. Începe după amiaza blană, în curând. Da, este 10 fără 5 dimineața. Oamenii, poate unii dintre voi sunt încă în drum spre ceva. Alții au ajuns la școală. Astăzi este prima zi de școală după vacanța intersemestrială. Atenție, nu este ca atunci când vii după vacanța de vară. Adică deja se... Au intrat direct în pâine. Da, direct. Ne zicea Adriana mai devreme, producătoarea noastră, că se dau și teste. Se dau teste. Săracii de voi. Succes! Scoateți un pic și o foaie de hârtie. Deci... Ce am avut de pregătit pentru azi? De veste bună, copii, însă astăzi nu mai sună clopoțelul. Au pus ăștia ringtone. Și apropo de teste,
E nasul așa când în prima zi de școală după vacanță e un 4. Măcar un 7 S plus, mă, frate. Măcar. Așa m-aș întoarce și eu la școală pentru un 7 S, cu siguranță. Trebuie să-mi schimb telefonul. Chiar. Multe baftă și nu uitați, elevii care învață în București, de asemenea de astăzi, pot circula gratuit cu transportul în comun. Nu te mai ai după controlul ăla cum abonamentul era gratis. Dar nu-i zice lui mami, cere-i bani de abonament. Și folosește-i cu cap. Folosește-i cu cap. Noi vă mulțumim, sperăm că ne-am ridicat acolo undeva pe măsura așteptărilor. Era să zic că ne auzim mâine dimineața. Nu ne auzim, mâine ne dorm. Ne auzim, poți să mă sun, dacă vrei, și ne auzim și mâine dimineața. Mâine dimineața o să dorm, vă pup, rămâneți cu Țibulcă și cu Sofana. Mâine Gric și Mădălina am fost. Pe curând, pa. Pe curând, bine, hai, zi frumoasă. V-am pupat. Dimineața Blană e pe hype-ul ăla mare. Este ora 10, bun găsit la știri, sunt Andrada Fiscutean. Salariul mediu net în România s-a apropiat de 3.000 de lei în decembrie. Albinele și alte insecte sunt amenințate cu dispariția, iar asta înseamnă că rămânem fără mâncare. Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe letona Elena Ostapenko la Open-ul de la Doha. Incident în dimineața asta la metrou. Călătorii din stația Dristor 1 au fost evacuați după ce dintr-o garnitură a ieșit fum. Ea a fost tractată la depou fără să apară și alte probleme. Deocamdată nu sunt informații că ar fi fost persoane care să necesite ajutorul medicilor. Traficul pe magistralele 1 și 3 se desfășoară cu dificultate și circulația mai multor tramvaie din București a fost blocată în dimineața asta timp de aproape o oră. Asta pentru că un tramvai de pe linia 14 a deraiat pe calea Călărașilor. A fost blocat circulația tramvaielor 14, 40, 55 și 56, a anunțat Societatea de Transport București pe Twitter. Salariile românilor au crescut un pic pe finalul anului trecut. Leafa medie s-a apropiat de 3.000 de lei bani în mână. În raport cu evoluția prețurilor, asta înseamnă că avem o creștere cu aproape 9% de la un an la altul, potrivit Institutului de Statistică. Economiștii spun că în luna decembrie câștigurile au fost mai mari și pentru că unii angajați au luat prime. Aproape jumătate dintre speciile de insecte sunt amenințate cu dispariția, iar asta înseamnă că omenirea va rămâne fără mâncare. Ar putea dispărea inclusiv albinele, care au un rol crucial în polenizare. Practic, fără ele nu vom mai avea culturi agricole. Poluarea, pesticidele, schimbările climatice și pierderea habitatului sunt principalele cauze. Premiile BAFTA, cele care anticipează Oscarurile, s-au decernat în această noapte. Filmul The Favorite, care explorează conflictul dintre două verișoare ce se luptă pentru a deveni favorita reginei Anne a Marii Britanii, a luat 7 trofee. Actrița Olivia Colman a obținut premiul pentru interpretare feminină. Cel mai bun film a fost declarat Roma, drama mexicanului Alfonso Cuarón. Cum era de așteptat, premiul BAFTA de interpretare masculină i-a fost decernat lui Rami Malek pentru rolul lui Freddie Mercury din Bohemian Rhapsody. Oscarurile se vor decerna pe 25 februarie în direct la Digi24. Meciuri grele pentru sportivele noastre la turneul de la Doha. Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe letona Elena Ostapenko, momentan pe locul 22 în clasamentul mondial. Simona Halep va avea și ea viață grea. O va întâlni pe câștigătoarea dintre Caroline Garcia și Lesia Țurenco. Va ploua astăzi în vest, centru și nord, iar la munte vom avea ninsoare. Temperaturile vor urca până spre 13 grade, iar Bucureștiul va avea o maximă de 11. Potrivit ANM, acum la Brașov sunt 0 grade Celsius, la Târgu Mureș avem 2, la Iași 3, la Constanța și la Timișoara 7, iar la Ploiești și în capitală 5. Ești bine cu Pro FM, rămâi cu Nico!